Bine ați venit la Muzeul Literaturii Române. Cum vi se pare? Nu putem spune că în momentul ăsta există Muzeul Literaturii sau nu putem. Putem numi, nu rog, un spațiu de depozitare și de conservare în condiții bune. Un Muzeu al Literaturii nu e doar colecția în sine. Ai nevoie de colecție, sigur, dar ai nevoie și de spațiul în care aranjezi ceea ce ai, astfel încât să transmită o idee. Casa Scânteii, simbol al presei comuniste și al cenzurii. Casa Scânteii este acum locul unde sunt depozitate colecțiile Muzeului Național al Literaturii Române. Blaga, Eliade, Macedonski, Minulescu, Eminescu rămân doar subiecte la bacalaureat. Publicul nu mai are acces la colecțiile care, de aproape jumătate de veac, au fost expuse în clădirea de pe Bulevardul Dacia. Ne aflăm în fața Muzeului Literaturii Române. Să mergem cu toții să vedem cum arăta, de fapt, Casa Scarlat Crețulescu. Aici, în casa lui Scarlat Crețulescu, aveau loc cele mai frumoase baluri, sau poate cele mai frumoase baluri din capitală. De aceea, Casa Scarlat Crețulescu se mai numea și Palat de Ceremonie. Edmond Niculușcă reușea la 18 ani să salveze școala centrală, clădire de patrimoniu care trebuia reabilitată urgent. El a făcut un apel către absolvenții școlii centrale care au pus presiune pe autorități și și-a strâns colegii la protest. 6 ani mai târziu s-a mobilizat și pentru Muzeul Literaturii. A organizat un protest cu citate din Cioran și Eliade. Apoi toată vara au organizat tururi pietonale prin București. Toate se terminau simbolic în fața muzeului. A văzut însă cum treptat spațiul s-a golit. Mai întâi de manuscrise și de oameni, apoi clădirea și-a pierdut și identitatea. Fiecare final de traseu cultural era un semnal de alarmă, un semn tras autorităților bucureștenilor că aici se întâmplă ceva. Am încheiat aici într-o duminică seară cu peste 400 de oameni traseul în fața Muzeului Literaturii Române și am descoperit că nu mai există plăcuța pe care scrie că este monument istoric și de ce e valoroasă această clădire. Ce l-a făcut pe Edmond să iasă în stradă? Nostalgia și spiritul datoriei pe care l-au transmis profesorii lui. Am fost fascinat să văd o parte din manuscrisele unor autori pe care îi studiam la școală. Pe unii am și ascultat pentru că în Muzeul Literaturii existau tot felul de înregistrări cu vocile autorilor. Țin minte că am fost uimit de faptul că Lucian Blaga nu recita, nu mai țin minte dacă Lumina sau Eu nu scrivesc o rola de minunea lumii, așa cum învățasem noi să o recităm la școală. Era o lectură destul de simplă, seacă și am fost uimit de felul în care un autor, un poet, își recită propriile poezii. A așteptat reacții, în zadar. Proprietarii și-au revendicat clădirea și au cerut Consiliului Local al Primăriei Capitalei, administratorul de drept, 2 milioane de euro chirie pentru ultimii 3 ani. Din cauza neînțelegerilor, proprietarul a cerut evacuarea. Muzeul Literaturii Române nu este o prioritate nici pentru Primăria Capitalei, nici pentru Ministerul Culturii, care, vorba aceea, luni de zile n-a avut un ministru. Cum se raportează românii la valori? Noi am venit azi aici și am văzut manuscrisele cum sunt și le vezi că sunt fragile, că au fost mutate. Cred că mai mulți oameni ar reacționa dacă ar fi o legătură afectivă cu obiectele mutate acolo și cu muzeul. Ce credeți că ar spune cei care au manuscrisele aici, care trăiesc prin aceste scrieri, în momentul ăsta? Cred că ar fi dezamăgiți, asta clar. Pe de-o parte, cred că n-ar fi însă foarte surprinși. Mulți dintre ei aveau o critică a societății românești și cred că le-ar fi trecut poate prin cap, măi, s-ar putea, având în vedere că ești în România, s-ar putea la un moment dat ca ceea ce donezi să nu ajungă în cele mai bune condiții. Glumesc, poate nu e așa, dar cu siguranță ar fi foarte dezamăgiți. Scriitorii transmit încă multe societății de astăzi prin operele lor. Ei capătă și voce prin cei care le poartă numele. Irina Macedonski, străstră nepoata lui Alexandru Macedonski, nu are niciun obiect personal al acestuia. Toate sunt la muzeu. La Muzeul Literaturii sunt manuscrise importante, sunt conferințe pe care le-a ținut la Ateneu, sunt obiecte care au făcut parte din recuzita Cenacului Literatorul. E un nume pe care l-am purtat tot timpul și nu de puține ori am avut dificultăți să-l asum. Și toată adolescența mea a fost
marcat într-un fel de un epigraf lăsat de Macedonski, care făcea referire explicită la a patra generație. Și mie nu venea să cred că arătat într-un fel spre mine, când peste patru generații după moartea mea vor trece, va sosi și pentru mine al dreptății ceas de plin. Versurile astea două mă urmăreau și abia atunci când am înțeles că se referea la o a patra generație în sens mai larg, în sensul contemporanilor mei, atunci am înțeles că moștenirea culturală nu a fost lăsată doar pentru mine, ci a fost lăsată pentru generația mea. A dat viață numelui Macedonski patru generații mai târziu, prin evenimente inedite. Am mers în tot felul de locuri interesante asociate cu textele lui. De exemplu, pentru literatura SF am avut un eveniment chiar la Observatorul Astronomic. Pentru romanul lui Talas, sau un roman avantgardist, a cărei acțiune se petrece într-o insulă pustie, insula șerpilor, de exemplu, am avut un eveniment chiar la Marea Mării. Am ales să extrag din opera lui Macedonski acele texte mai puțin cunoscute publicului larg, dar numai puțin valoroase, cum ar fi scenariul de film scris de el în 1911, unul dintre primii autori români care au scris un scenariu de film. Asta nu ai cum să știi, parcurgând materia de Bach. Cea mai importantă colecție de la muzeu este cea a lui Lucian Blaga. Comuniștii i-au interzis cărțile și poetul a murit înainte de a-și vedea opera studiată la școală sau în rafturile bibliotecilor. Nedreptatea ce i s-a făcut pare să nu se mai termine. Fiica sa, Dorli Blaga, i-a trimis o scrisoare deschisă premierului Victor Ponta, rugându-l să găsească o soluție pentru un nou sediu al muzeului. Ați primit un răspuns? Nu am primit, nici nu mă așteptam, ca să vă spun de da. Era datoria mea să fac acest lucru. În anii 80, Dorli Blaga a donat biblioteca tatălui său Muzeului Literaturii, cărți estimate la un apartament cu patru camere în mijlocul capitalei la acea vreme. Își dorește să le poată salva, iar salvarea înseamnă acum să le redea publicului. Trebuie să ajungă într-o instituție care să asigure conservarea în condiții bune. De carte o să avem nevoie totdeauna. Și de manuscrise. Sigur, acum scriitorii și eu scriu pe calculator și e foarte comod. S-a discutat, au discutat că vor dispărea manuscrisele. Dar măcar să nu dispare cele care sunt, nu? E altceva când te duci într-o cameră, vezi și obiecte, vezi poate și autograful unui scriitor, vezi manuscrisul cărții despre care tu înveți la școală, vezi manuscrisul poeziei, vezi o fotografie mai specială a autorului pe care nu o ai în manual. Cred că ești poate mai curios sau în orice caz aplici mai bine noțiunile teoretice pe care le ai de la școală pe ceva practic. În momentul ăla, autorii nu mai sunt doar niște lecții despre care... Da, niște statui. Adică, da ei pot deveni niște oameni vii și mă gândeam acum că elevii poate ar fi bucuroși să afle că și scriitorii au avut, diverse probleme, nu știu, lipsă de imaginație în anumit moment. Și o să nu fie semnă copii. Ia uitați-vă cum arată camera cu jucării. Jucăriile mițurei. Avea zdreanță, oi de faianță? Da. Dar cum erau? Albi strălucitor, nu? Așa, este o metaforă pe care o folosește scriitorul. Marieta Rădoi a fost ghid la Muzeul Literaturii. După închiderea acestuia, a revenit la Casa Memorială Tudor Arghezi, din strada Mărțișor. Încă mai sunt, sper din toată inima, o colecție de vreo 300.000 de obiecte organizate, grupate, da, pe mobilier, pe corespondență, pe carte veche, pe fotografii originale. Muzeul Literaturii Române avea Biblia de la București, de la 1688. Muzeul Literaturii deținea unul dintre cele mai bine conservate exemplare, o pagină din scrisoarea Neacșu de la Câmpul Lung. Când cuvintele cu miliardele își pierd astăzi greutatea sub degetele grăbite pe touchscreen-ul telefonelor, Marieta Rădoi le vorbește copiilor despre manuscris. Ei aproape că nu mai percep ce înseamnă un text scris de mână, pentru că
Majoritatea părinților le cumpără astăzi tablete, smartphone și copiii nu mai știu ce înseamnă o carte adevărată. Datorită pasiunii Marietei Rădoi, Daniela a făcut timp de un an voluntariat la muzeu. Odată pătrunși în muzeu, este ca un rit de trecere. Se face cumva trecerea asta de la viața noastră cotidiană cu griji care țin, eu știu, de serviciu, casă, respectiv liceu sau universitate, într-o altă lume în care ne deschidem spre literatură. Am prezentat elevilor și o parte dintre ei mi-au spus după aceea că altfel au înțeles ceea ce ei au citit la școală, faptul că aici au învățat și despre poveștile din spatele anumitor manuscrise sau autori. Experiența asta i-a făcut să vadă altfel literatura. Manuscrisul în sine este un obiect unic și personal și este cumva ne apropie cel mai mult de scriitor prin faptul că a fost în mâna lui și este unic și diferit față de toate celelalte reeditări și de cărțile tipărite. Literatura română are nevoie de o casă. O casă prietenoasă, caldă, care să spună o poveste. Alexandra Nedela pășește prin ea în gând. Lucrarea ei de licență la Facultatea de Arhitectură este crearea unui spațiu potrivit pentru un muzeu. Un spațiu cu suflet. Pentru un manuscris e foarte important nu doar să îl pui undeva, ci să și vezi spațiul în care el a fost construit. Este important să vezi că, sau să înțelegi cumva că nu avea hârtie, că nu avea penițe, că era speriat probabil, că era o atmosferă cumva îngrozitoare și el în timpul ăsta totuși reușea să scrie. Alexandra este dispusă să pună proiectul ei la dispoziția oricui vrea să investească în cultură. Nu putem să le spunem că, știți, nouă, nu ne-a plăcut ideea de muzeu al literaturii, am zis că nu ne trebuie toate manuscrisele astea și le-am aruncat undeva într-un subsol. Nu sunt doar ale noastre, sunt ale oamenilor care le-au scris și ale viitorului nostru, ale copiilor noștri. Primăria Capitalei poartă responsabilitatea găsirii unui nou sediu. Noi umblăm după o locantă convenabilă pentru muzeul literaturii, adevărul e că ne cer niște chirii exorbitante. Adică 20-25 de mii de euro pe lună, domnule, nu poți să le ții așa. Eu vreau ca în primul trimestru al anului viitor să putem să găsim totuși o posibilitate, pentru că nu o să pot să le țin în cutii. Ministerul Culturii și Guvernul pot veni cu o soluție. Rămâne o singură problemă, să se și dorească acest lucru. Situația este provizorie pentru că acel muzeu s-a identificat timp de 60 de ani cu o clădire. Cred că în această perioadă se poate găsi și ar trebui să se găsească un spațiu decent pentru această instituție foarte importantă în peisajul cultural românesc. Niciodată nu am spus altceva decât că aici este un loc optim pentru păstrare, conservare și securitatea patrimoniului. Nu este un loc pentru public. În România, alocarea pentru cultură este nu subunitară, adică sub 1% din produsul intern brut, ci sub 0,2%. În aceste condiții, tot statisticile ne arată că industriile culturale și creative în România au produs și au adus o contribuție de 4,5% din PIB. Iată că este vorba despre o valoare multiplicată foarte mare a acestui sector. Prin urmare, investiția în cultură generează profit. Bibliotecile din Alexandria a azi și nu a fost închisă. Noi avem acum șansa să dăm viață în continuare unui muzeu, să, nu știu, e în mâna noastră.